Ce desen frumos desenezi acolo, tata. Spune-mi și mie, te rog, cine este din acest desen? Nu spune că tu nu știi. Cine? Deci, pe bune, chiar nu știi cine e acest om? Nu. Bine, tata, hai că te explic cine este. Acest om se numește Gigi Becali. E unul dintre cei mai bogați oameni din România. Iar intenția mea este să ajungem la el mâine cu acest tablou. Păi, reușești tu să termini acest tablou până mâine? Din păcate, nu. Din păcate, nu, pentru că nu mai am creon. Creonul cu care am început. S-a terminat mina. Și tocmai acum folosesc o mină foarte, foarte slabă. Și nu mă ajută mai cu nimic. Dar măcar că decât... completez pic pe colea. Haideți să facem așa. Da. De fapt, vorbesc cu publicul. Sincer, nu mă aștept la ceva wow. În sensul că adică acest om mă va primi și, bineînțeles, se va bucura sau va accepta darul meu, acest desen. Scopul este simplu. Încerc cumva să apelez la el, la un sprijin din partea lui. Acum, eu sunt mai mult ca sigur că treaba asta a încercat-o foarte mulți artiști și, sincer, nu văd de ce s-ar mai uita sau de ce mi-ar mai da atenție mie. Dar știți cum este, încerc... Și am să vă promit că vă voi ține la curent cu clipuri în care vă voi arăta cum va decurge, bineînțeles, această întâlnire. Întâlnire, nu știm dacă este întâlnire, dar încercare putem să o numim. Da. Vedem ce rezultate ne va da și dacă, într-adevăr, vom ajunge în casa acestui om, iar el se va primi portretul nostru, e numai bine. Dacă nu, asta e, am încercat și eu.